Bună ziua, Sofie! Bine ai venit! Sau bine ai intrat! Hai să începem! Mă bucur că ai intrat, că mai suntem doi bibiloi care ținem flacăra aprinsă aici, da? Pentru ferească Sfântul, vremuri mai dificile, da. Deci, după cum vezi din Stream Element de aici, astăzi avem o lecție ușoară, frumoasă și într-un fel recapitulativă. Deci vom vorbi despre poziții tipice de mat, da? Mai mult am să vorbesc eu, dar din când în când am să te mai întreb și pe tine, da? Sper că nu te superi. Turne 8, corect. Deci începem la fiecare poziție tipică de mat. Vom începe cu poziția finală în care vrem să ajungem, da? Și pe urmă, deci de la poziția finală, începem din ce puțin, din ce în ce mai complex. Dar nu va fi multe elemente la fiecare poziție. Bun, deci aici, într-adevăr, turn 8, i-am dat șah și mat. Deci acest mat este posibil pentru că, să ții minte, în primul rând, în negru nu are un luft făcut, da? Deci dacă să zicem că, hai să zicem că ar fi poziția asta, așa. Acum, dacă îi dai șahul ăsta, nu mai e mat, pentru că regele are o gură de oxigen unde să iasă. Deci are un luft, are o gură de aer. Bun. Deci, ce trebuie învățat din poziția de dinainte? Că se dă mat pe ultima linie cu una dintre piesele grele, adică damă sau turn, da? Care are o acțiune liniară și, ca să spun așa, se dă în momentul când adversarul nu are lupt făcut. Aici nimeni nu are lupt făcut. Noroc că noi cu albul suntem la mutare, da? Și la fel ca înainte, pentru a ajunge, de exemplu, la poziția de dinainte, pur și simplu batem dama ia pe 8. Cu șah, el bate. Și acum avem acest turnea pe 8. Să știi că era valabil, puteai să bași și cu turnul. Că tot șah, tot trebuie să bată și tot mat se cheamă. Dar mai spectaculos este într-adevăr într-un fel să bați cu dama. Să-i arăți adversarului că pe tine te interesează matul, nu mărimea armatei, da? Și implică un mic sacrificiu, cum s-ar spune. Din nou aici suntem cu albul la mutare și regele negru, deși pare sigur, știi că tot timpul când ne uităm pe poziție, începem cu siguranța regelui. Deci, regele negru este nesigur. Pentru că avem coloana F deschisă, da? Și albul deja are o baterie damă-turn cu dama în față, foarte periculoasă. Pe urmă ne uităm și că cine e la mutare, tot el este la mutare. Și pe urmă ne uităm și la armate, e și cu armata mai mare. Deci albul are tot ce vrea el din lume aici. Are armată mai mare? Da. Este la mutare? Da. Este cu regele mai sigur decât cel negru? Da. De fapt, regele negru este mat aici în două mutări. Totul este ca să-l băgăm la colț. Ca pe urmă să-i dăm mat pe F8. Tot așa cu sacrificiu de damă. Și care e prima mutare a albului aici? Șah. Îl băgăm la colț. Și acum vine șah, forțat, bate, mat. Uite, cu ocazia asta și observăm un lucru foarte interesant aici. Deci, în poziția inițială putem spune: do, profesor, dar nu merge și asta. Șahul ăsta așa. Și n-are decât să ne bage nebun în față și îl dă mat. Nu. Aici, acest dama 8, de fapt, nu prea este bun.
Pentru că negrul are tot timpul damă de 8, da? Sau chiar nebun de 8. Deci, în această poziție, negru pur și simplu are de unde alege, fără să fie mat. Pe când în varianta principală cu damă F7, deci în această variantă principală cu damă F7, totul este forțat. Deci avem o variantă forțată care ne duce la mat. Da? Bun. Deci, aceste trei exemple, o să ne mai întâlnim în continuare cu matul pe ultima linie, pentru că eu am aproape 200 de poziții. Să vedem câte facem astăzi. Nu vezi că deja am scris doar episodul 1. Este o lecție foarte utilă, să știi. Cu cât cunoști mai multe poziții tipice de mat, cu atât devii un vânător mai scusit de adversari sau de căprioare. Și tu să fii pe postul leului, da? Aici este așa zis un mat cârlig. Deci până acum învățam maturile pe ultima linie. Matul cârlig. Matul cârlig este dat de un tun și un cal. Dar calul este apărat din spate de un cârlig, adică de un pion. Deci cârligul aici pentru alb este acest pion din E5. Care pur și simplu îmi apără mie calul și îl face inatacabil pentru regele negru. Și acest mat cârlig se dă așa, eu. Turne 8, șahmat. Deci nu pot aici, nu pot să-l iau, nu pot să iau nici calul, nu pot aici, nu pot niciunde. Nu pot aici, nu pot aici. Deci după cum observ aici, cârligul ăsta are de fapt două roluri. Apără și calul F6, dar apără și câmpul D6 de o eventuală escapadă a regelui negru, de o eventuală evadare a regelui negru, da? Și având în vedere întipărită această poziție tipică de mat, să ne uităm la această poziție în care, din nou, ne uităm la siguranța regilor. Regele negru este foarte nesigur aici. Pe când regele alb nu are niciun fel de probleme. Nu este atacat de nimeni, nu este tracasat de nicio piesă neagră. Dar regele negru este într-o poziție extrem de periculoasă datorită atât acestor două turnuri care sunt pe linia 7, cât și acestor doi cai. Da? Și pur și simplu aici matul se dă, ca să spun așa, în trei mutări. Deci tot timpul e bine să căutăm variantele forțate, da? Deci turn G7 începe cu acest sacrificiu de calitate. Și după nebun G7, turn G7, nu ai decât turn G6, da? Pentru că nu poți să vii aici. Calul de F5 îl ține, nu poți să vii aici. Pionul îl ține, da? Deci avem cârligul. Cârligul aici este pionul din G3, da? Și după asta urmează mat. Alt exemplu de mat cârlig. Uite, vezi, de exemplu, că de asta e bine să cunoști cât mai multe poziții tipice de mat. Pentru că într-o astfel de poziție, dacă ne uităm aici la siguranța regilor, putem spune că ambii regi sunt nesiguri. Ba chiar că regele alb e mai nesigur decât cel negru. Pentru că regele negru oricum are doi nebuni în jurul lui și doi pioni, deci are trei sferturi de păturică. Din punct de vedere, cine e la mutare, să vedem albul la mutare, da? Din punct de vedere al armatelor, albul are armata mai mare, pentru că practic are un turn contra nebun. Deci are o calitate în plus, dar să știi că poziția foarte expusă a regelui alb îi dă mari șanse negrului, dacă ar fi la mutare, eventual să facă remiză. Dar albul fiind la mutare, identifică, cunoaște poziția pattern, ca așa se cheamă aceste poziții tipice, pattern în engleză, acea poziție pattern de mat și pur și simplu identifică această variantă forțată. Deci damă ia pe C8, șah.
E clar că dacă n-accepți sacrificiul de, de damă și joi și rege B6, urmează mat într-o mutare. Da? Pentru că avem un pion aici care veghează și câmpul C5 și câmpul A5. Deci tu cu negru aici ești forțat să accepți sacrificiul. Dar acum avem o poziție tipică de mat cârlig. Turn, E8 șah. Și regele negru nu are decât două câmpuri, la D7 sau la B7, dar oriunde se duce este mat. Deci rege D7, mat. Rege B7, mat. Da? Nu degeaba, din astfel de exerciții și observăm că nu degeaba se spune principalul scop al șahului să-ți dai șah și mat regele advers, nu să ai armata mai mare. Că de-aia am și retrogradat un pic acea chestie. Te uiți de bine a treia oară la cine are armata mai mare. Ce îl ajută pe negru aici că a rămas cu armata mai mare? Că dacă ne uităm în poziția finală, negru are o damă contra turn. Dar nu îl ajută cu nimic, e mat pe tablă. Așa, trecem acum la matul lui Anastasia. Aceasta este poziția finală, tipică de mata lui Anastasia, în care noi trebuie să ajungem. Deci avem tot timpul un cal la E7, dacă e alb, care păzește câmpul G8 și G6 și pur și simplu îi dăm cu mat, cu turnul la H5, cu coloana H, da? Deci aceasta este poziția tipică de mata lui Anastasia. Matul lui Anastasia este după denumirea, cel puțin ăsta e folclorul, că e prima dată a fost dat de către o prințesă rusoaică care se chema Anastasia. Și așa i-a rămas chipurile în istorie, matul lui Anastasia. Și având în vedere poziția de dinainte unde trebuie să ajungi, i-a zis Sophie, cum ajungi în poziția aceea de mata lui Anastasia? Deci, deja albul are un cal la E7 care păzește câmpul G6, G8 și G6, are și armata mai mare, este și la mutare, cum dai mat în două mutări cu albul ai Sophie? Ia să te văd. E o prima întrebare. Fii atentă, dacă nu știi, ești atentă la mine, doar să scrii, nu știu. De-aia încerc să te fac un adevărat vânător în aceste lecții. Îți arăt eu? Nu. Nu, Sophie, nu. Nu, turn de 8 ți-l iau. Ți-l iau că nu pot să fac două mutări. Nu, Sophie, nu văzuși cum era poziția de dinainte? Ia fii atent aici. Deci poziția de dinainte era cu... Uite-te aici. Turn H5, mat. Când dai aici, e aproape identică, doar că e un pion negru aici. Și o damă albă aici. Deci pur și simplu albul joacă aici, damă ia pe H7. Nu este identică cu ailaltă. Uite, și după rege H7, că n-ai ce face. Doar că nu dă mat la H5, dă la H4. Deci, încă o dată, nu poți să ieși la G6, nu poți la G8, da? Următorul. Din nou matul la Anastasia, dar de data asta suntem cu negru.
aici și din nou este foarte, foarte important. De recunoscut o poziție tipică de mata lui Anastasia. Deci primul lucru, trebuie să avem un cal negru, că suntem cu negru acum, trebuie să avem un cal negru pe linia a doua în speță la E2. Ce înseamnă asta? Că îi dăm un șah. Da? Deci el săracul n-are altceva, că nu poate să-mi bată calul. N-are decât să fugă la colț. Dar acum pur și simplu, deci calul de la E2 păzește câmpul G1 și G3. Damă ia pe H2 șah și după rege H2 mai avem un turnuleț aici. Mat, ia uite. Auzi ce strigă calculatorul. Înțelegi? Bun. Am înțeles? Că de-aia începui cu poziția finală în care trebuie să ajungi. Zi, Sofie, mai repetăm o dată sau am înțeles? Ia uite, 4 îmbolnăviri pe minut în ultimele 24 de ore. Ok, Sophie. Bun. Asta se cheamă matul porcușorilor. Nu mă întreba de ce a fost așa denumit. Practic, cel care a dat această definiție a zis că cele două turnuri, cum sunt aici, cele două turnuri albe, sunt doi porcușori. Deci care-i visul oricărui turn? Dacă e alb, să ajungă pe linia 7 și dacă e negru, să ajungă pe linia 2. Aici avem nu unul singur, avem două turnuri ajunse pe linia 7, care pur și simplu mătură linia 7. Și de aceea, într-un fel, adică scârm așa, râcâie toată linia 7. De-aia eu fi zis, am înțeles, foarte bine, Sofie. Gata, am înțeles. Deci, aceste două turnuri, cel care i-a dat denumirea, a spus că se aseamănă cu niște porcușori. Și aici matul este simplu, deci în astfel de poziții trebuie să ajungem ca să dăm matul porcușorilor. Turnea pe G7 șah, turnea pe H7 șah, nu are decât înapoi. Și acum vine celălalt. Mat. Deci ăsta e matul porcușorilor, în care trebuie să ajungem poziția finală. Și ajungem la o astfel de poziție. Și ne uităm la siguranța regilor. Deci aici este un caz clasic și tipic în care regele negru este foarte nesigur. Pentru că nu mai are din păturică, nu mai are decât doi pioni din trei, dar și aia doi pioni sunt cu un pas în față. În rest nu mai are nicio piesă care să-l apere, deși armata negrului e mai mare, să știi. Dacă ne uităm un pic aici, negru are pur și simplu o damă în plus. Adică are o damă pe trei pioni, cum s-ar spune. Că într-adevăr, albul are 7 pioni și negru doar 4, dar oricum să ai o damă pe 3 pioni, în mod normal, într-o poziție, fără nicio, cu regele în siguranță, negru ar câștiga. Dar regele negru este foarte nesigur aici. La matul porcușorilor am văzut că trebuie să avem ambele turnuri pe linia 7. Păi uite ce simplu reușește aici albul să-și ducă turnurile pe linia 7. Deci prima dată dă un șac de turn care e apărat de cal. Deci vezi, nu pot să-l iau. N-am decât rege H8 și puf, vine al doilea. Acum te poți întreba, deci una la mână, dar poți să mai, ca să spun așa, să mai întârzi matul cu, să zicem, turna 7.
Deci dacă eventual negruț ar juca turna 7, nu trebuie să te grăbești. Că turna 7 are totuși un scop. Deci nu poți să-i dai mat direct. Da? Că ți-l bate turnul. Dar nu e nicio problemă. Dacă joacă turna 7, pur și simplu îi luăm turnul. Da? Și matul ăsta rămâne în vigoare. Adică, degeaba pleacă el cu turn 8 să ne atace nouă calul, să zici că pe bine, dar pe urmă să am aici. Nu, că acest câmp va fi păzit de calul alb. Deci, în continuare, mat în două mutări. Șah și cei doi porcușori albi și-au făcut datoria, da? Bun. Din nou aici, matul porcușorilor, într-un fel, aici e de siguranța regilor, deși pare sigur, regele negru, să știi că în această poziție nu este în siguranță. De ce? Pentru că îi lipsește nebunul de fianchetto. Cine este la mutare aici? Albul. Cum sunt armatele? Negru are un pion în plus, da? Și are și el două piese pe linia a doua, are un turn și are și un cal. Stai un pic ca să vezi că e foarte, foarte... Și aici albul la mutare zici, ha, am un cal atacat, dar în același timp am și pot să și bat turnul din F8 și să am armata mai mare. Dar albul vede aici o combinație foarte, foarte frumoasă, bazată pe matul porcușorilor. Deci, dacă cumva mă bate aici, nu te-aș condamna cu nimic, să știi. Într-adevăr, nu te condamn, dar nu e cea mai bună mutare. Trebuie să cauți, într-un fel, variantele care să fie cât mai periculoase pentru adversar și aici albul joacă foarte, foarte bine turnea pe F7. Care este ideea acestui turnea pe F7? Că la prima vedere s-ar părea că îi dai un turn pe un pion. Dar dintr-o dată negru vede că dacă cumva joacă turnea pe F7, primește mat în două mutări. Nu matul porcușorilor, dar matul arab. Pop. Da? Și atunci el își dă seama că nu poate să bată acest și îi dă un șah. Deci un fel de contra-atac. Și acum, într-adevăr, trebuie tu cu, ca să spun așa, cu albul să fii foarte atent aici. Pentru că nu e bine să bați acest pion. Deci e clar cu regele nu poți să bați, că este calul. Iar dacă ai bate cu pionul, e posibil să primești un șah prin descoperire. Pop, pop, să vedem câtă importanță are. Da, șah prin descoperire, calea pe F3, șah. Și dintr-o dată cazi tu sub atac. De șah prin descoperire de la turnul din A2 și dacă iei cu regele, acum ți iau cu șah. Nu mai ai timp de turn B8 pentru că ești tu în șah. Și trebuie să-i bați turnul și aici pur și simplu pierzi partida că ai rămas cu armată mai mică. Deci tot timpul trebuie să ne uităm și la contrajocul adversarului. Deci la acest F3, care într-un fel este un șah de disperare, el încearcă negru să-ți perturbe ție, ca să spun așa, atenția de la atacul tău de mat care l-ai. Și tu nu trebuie aici deloc să cazi în plasa lui și pur și simplu albul joacă foarte bine aici, rege H3. Deci regele în siguranță totală. Deci încă o dată, și acum negru își dă seama că dacă ar fi albul la mutare i-ar da mat, da, turnea pe F8,
Și atunci mută turnul și mi-atacă mie căluțul. Dar acum din nou intervine matul porcușorilor. Șah. N-ai decât aici. Șah. N-ai decât aici. Și acum celălalt turn vine. Matul. Bun. Următorul exemplu. Trecem la matul sufocat. Trebuie să ajungem la poziția asta, da? Aceasta este poziția de finală a unui mat sufocat. Uite-te atentă la poziția asta, în care din nou se vede cât de importantă este siguranța regelui, care trebuie să primeze când încep să aprecieze o poziție. Primul lucru, te uiți la siguranța regilor. Păi aici degeaba negru are o armata mai mare. El, săracul, are 7 puncte și albul n-are decât 3. Dar albul, fiind la mutare, uite-i de mat. Și acesta este matul sufocat. Da? Ținând cont de poziția asta, ce joci aici? Mai pusărăm câte o damă de fiecare parte și doi pioni la regele alb, în fața regelui alb. Deci din nou aici, când ne uităm, zicem așa, negru are armata mai mare pentru că are un turn pe cal. Dar având în vedere că albul este la mutare, regele ăsta e mult mai nesigur. Atenție, să știu un lucru. Dacă vezi încă o dată cât de important este cine e la mutare. Păi dacă e la mutare, negru ți-ar bate calul. Și-ar câștiga în fanfar partida pentru că rămâne cu un turn în plus. Dar albul este la mutare și ținând cont de poziția pattern de dinainte, albul aici pur și simplu îi dă mat în două mutări. Ia uite-te, dama ia pe H7, șah. Forțat să bați doar cu dama, cu regele nu poți, că dama e apărată de cal. Și acum regele ăsta este sufocat. Cal pe 7 mat. Evident că nu-i bați dama, da? Îi dăm cal pe 7, șah și mat. Din nou mat sufocat aici, albul este la mutare, având în vedere, ca să spun așa, pozițiile, cele două poziții anterioare, deci dacă ți intră bine în reflex matul sufocat, imediat vezi, pur și simplu vezi imediat acest mat, care este foarte simplu, din două mutări, damă, g8, șah. Deci dama se sacrifică aici numai și numai pentru ca acest câmp de la G8 să fie ocupat de către un turn sau eventual de către un cal. Nu de damă, nu de nebun. Aici deci e forțat să bată cu turnul și din nou urmează cal pe 7. Mat. Deci de ce e important să fie aici turn sau cal? E clar. Dacă ar fi damă sau nebun, mi-ar bate calul, da? Bun. Asta este dintr-o partidă, ca să spun așa, practică, între doi jucători bunicei, în care aici albul identifică din nou o poziție tipică de mat sufocat, care este într-adevăr mai lungă. De ce? Sunt mai multe mutări în variantă, pentru că în poziția aceasta inițială, tu cu albul trebuie să-ți construiești poziția de mat sufocat. Și fii atentă cum începe aici. Deci primul lucru îi dă un șah prin descoperire. Deci observ calul acesta de la E6 este ca un fel de piesă mască. Deci tu cu albul, ca să-i dai șah prin descoperire, trebuie să muți calul undeva ca să primească șah de la dama, din spate. Dar pentru a-ți construi poziția de mat sufocat, calul ăla n-are decât două câmpuri la dispoziție. Ori la F8, ori la C5. Și vei vedea cât de important, pentru că el doar de pe aceste două câmpuri poate ajunge la D7. Hai să luăm pe asta cea mai spectaculoasă, cal pe 8, șah. De șac de la damă. Normal că dacă îi bagi dama în față, ți-o ia tot cu șac și nu rezolvi problema. Deci, practic, regele acesta trebuie să fugă. Dar nu poate să fugă decât la B8. Pentru că dacă fugi la D8, ai primit mat într-o mutare, da?
femeii. Și atunci negru zice, păi stai că fug la beau. Dar acum, de asta e important. Trebuia să am calul pe un câmp unde să acum să ajungă la D7 cu șah. Cal D7 șah nu are decât rege C8. Și acum, practic, regele este pe un câmp unde poate primi șah dublu. Cal B6 șah. De șah și de la cal și de la damă, da? Observi. Când primești șah dublu, nu poți decât să fugi. Din nou, dacă vii la D8, ești mat la D7, da? Dar negru zice, bine, mă duc înapoi la B8. Și aici, negru zice, hai să facem remiză, tu repeți, dai șah, eu vin înapoi, iar dai șah dublu, iar mă duc înapoi. Dar această poziție este o poziție tipică de mat sufocat, da? Deci până aici, mutările care le-am făcut cu albul, care au fost forțate pentru negru, să ne înțelegem, pentru a scăpa de șahuri, a fost pur și simplu de construirea poziției de mat sufocat. Deci acum urmează sacrificiul de damă, da? Damă C8 șah, ești forțat să bați cu turnul doar, pentru că acea damă e apărată de cal. Și acum vine matul sufocat, da? Bun. Ne uităm acum la matul de 2 nebun, care e foarte simplu, într-o astfel de poziție trebuie să ajungi. Aici e foarte simplu, deci albul la mutare, șac și mat, da? Deci cei doi nebuni care mătură prin două diagonale alăturate tabla și mai ales că negru are și acest spion aici, nu poate să joace la H7, e mat. Deci aceasta este poziția standard la matul cu doi nebuni. Albul la mutare. Ce rege este în siguranță aici? Normal că cel alb, cel negru este foarte nesigur pentru că păturica i-a plecat la plimbare. Și cu albul la mutare, zi Sofie, chit că se trimit greu. Deci albul e la mutare, da? Armatele, într-adevăr, sunt mai mari la negru. Deci negru ar avea chipurile o damă în plus aici. Dar albul e la mutare și regele negrului este foarte nesigur. Hai, ce muți cu albul aici? Ia zi Sofie. Matul celor doi nebuni. Mat într-o mutare. Hai, Sofie. Așa de greu se trimit. Vă, Leu, ce întârziere avem. Ești cumva la țară? Păcat. Nei, nei.
Nebune 5, corect. Nu nebune 6, nebune 5. Da? Pentru că dacă ai jucat nebune 6, ăsta e 6. Deci 6 e ăsta. Bun. Deci nebune 5. Da, am înțeles, am înțeles. Bun. Bun. Deci nu ești nici la țară. Bun. Bun. Trecem acum din nou. Suntem din nou tot la matul cu doi nebuni. Negru este la mutare aici. Da? Din nou, foarte important cine e la mutare. Observ că se transformă mouse-ul în mână. Deci avem deja o diagonală. Avem deja o diagonală care este păzită de un nebun. Dar al doilea nebun are un contracandidat aici. Da? Cum îi dăm noi mat la regele acesta, care este mult mai nesigur decât regele negru, să știi. Deci aici, siguranța regilor, putem spune că regele alb este în plop. Și plopul în aer. Aproape în stratosferă și practic aici negru dă mat în două mutări. Printr-un simplu sacrificiu de damă. Dama ia pe F3. Care te obligă pe tine cu albul să-i bați dama, că altfel n-ai unde, aici nu poți. Deci acest dama ia pe F3 este cu șah. Nebunea pe F3 urmat de mat. Următorul exemplu, trecem la matul lui Boden, care este foarte asemănător cu matul celor doi nebuni, dar dacă la matul celor doi nebuni erau pe două diagonale, deci acțiunea nebunilor erau pe două diagonale care erau una lângă alta și în paralel, aici diagonalele construiesc un fel de plasă, altfel plasa de mat, uite-te și tu. Deci aici, asta e poziția finală în care trebuie să ajungi la matul lui Boden. Deci albul aici dă mat așa, cu nebunea 6, dar acțiunea lor, spre deosebire de aia cu doi nebune, uite cum este, da? Așa și așa. Deci ca și cum acțiunea celor doi nebune ar face un X. Acolo la acțiunea celor doi nebuni, matul simplu de doi nebuni, săgețile sunt într-un fel paralele, da? Deci, matul lui Boden se dă tot de către doi nebuni, doar că acțiunea este puțin diferită. Și este foarte, foarte important, de exemplu, asta e o partidă celebră, chiar jucată de Boden. Că Boden a fost un jucător francez, din câte mi-aduc eu aminte, și el a fost primul care a dat acest mat. Deci ne uităm la siguranța regilor aici, și la prima vedere putem spune așa, că ambii regi sunt în siguranță. Dar doar la prima vedere. Pentru că, deci dacă acest pion de la C3 ar fi la C2, regele ăsta într-adevăr ar fi într-o mare siguranță. Dar pionul este împins un pas în față. Și atunci acțiunea acestui nebun din F5 se duce până la capăt, până la B1, scuză-mă. Da? Dar poți zice și ce importanță asta? Păi are o mare importanță pentru că acum, deci, pentru a ajunge la poziția anterioară, uite-te la acest sacrificiu și nu poți să faci acest sacrificiu dacă nu cunoști patternul în sine. Deci, pur și simplu, dama ia pe C3. Șah. Observi? Și aici ești forțat să bați cu pionul, că n-ai cum să te duci la B1, da? Dar acum, dintr-o dată, s-a deschis această diagonală, scuză-mă, pentru nebunul din F8 mat. Corect? Deci ăsta este matul lui Boden, deci încă o dată acțiunea celor doi nebuni realizează practic un X în preajma regelui advers. Din nou aici, suntem cu albul, care este și la mutare, aproape identică poziția cu cea de dinainte, doar că sunt inversate culorile. Ce joacă albul aici? Hai, ca să văd că ai înțeles acest mat al lui Boden. Ce joacă albul aici?
Deci tu trebuie să înțelegi ideea de bază, Sofie, că acest pion din B7 pentru a da matul lui Boden trebuie să dispară, ca să ai nebuna 6, șac și mat. Ce joci cu albul aici? Să nu te prind că îmi scrii că schimb dama, că nu știu ce să fac. Hai să o fi mat în două mutări. Sophie. Din păcate avem delay-ul mare. Sau cel puțin așa înțeleg eu. Hai să o fi că ți-l fac eu, pentru că trece timpul și vreau să fac cât mai multe cu tine. Deci, uite-te, Sofie. Dama ia pe C6. Așa. Practic, e un fel de repetare a poziției anterioare. Da? În care, pur și simplu, eu îl forțez pe acest pion din B7 să părăsească diagonala A6-C8. Deci, trebuie să bați dama, că altfel ești mat. Și urmează nebuna 6-6 mat. Ăsta este un mat al lui Balestra. Nu știu de ce i-a spus așa. Cred că cel care l-a inventat prima dată. Este într-un fel dat de damă și nebun. N-am decât un singur exemplu. E foarte rar întâlnit. Deci nebun de 6-6 mat. Da? Ți-l arăt pe ăsta ca să știi despre el. Și trecem la următorul mat foarte întâlnit în practică, care este matul arab. De obicei, deci matul arab, foarte bine. Păi da, să nu schimbi dama. Dar a schimba dama înseamnă să dai dama ta pe dama adversă. Eu credeam, deci Sofie, când ți-am spus să nu schimb dama, mă gândeam să nu cumva să-mi spui că aici joci dama, ia pe H5. Ăsta ar fi fost schimb de dame. Asta nu e o mutare bună, da? Ai fi ratat mat într-o mutare. Deci eu când spun să nu schimb dama, eu la asta mă refer. Să nu cumva să schimb damele între ele. Tu să-ți dai o damă, dar să-i dama advers. Asta înseamnă schimb de dame. Deci schimb de piese este când schimb două piese de valoare egală. De exemplu, dacă dai un cal și un nebun, ai schimbat două piese. Dacă dai o tură și un nebun, asta înseamnă pierdere de piese, de material, da? Bun. Deci, am ajuns la matul arab. Deci, matul arab se dă cu tur și cal. De obicei și regele este la marginea tablei, deci trebuie să ajungem într-o astfel de poziție în care albul pur și simplu dă mat așa, turn H7, șac și mat. Pentru că acest cal din F6 este ca un fel de cal pivot, care face două lucruri. Apără și turnul din H7, dar protejează și câmpul G8 de vreo eventuală încercare de evadare a regelui negru. Da? Și aici ajungem într-o astfel de poziție în care albul este la mutare, și el are foarte bine întipărit, adică cunoaște foarte bine matul arab. Și cum, dacă, din nou, încă o dată, dacă nu reușești să, dacă nu știi, nu ești familiarizată cu matul arab, nu găsești continuarea de aici care trebuie să o faci. Deci fii atentă, cum îți construiești poziția de mat arab? Prima dată albul îi dă un șah, cal F6 șah.
Pot să bat cu pionul? Nu, că este legat. Deci uite-te la cele două turnuri albe. Și atunci, pentru că nu pot să vin nici la H7, pentru că acest câmp H7 este păzit de calul din F6, n-am decât rege H8. Dar în momentul când regele este încă o dată la colț, urmează simplu turnea pe H6, șa. Un sacrificiu menit să deschidă de fapt coloana G. Și practic tu bați, pentru că dacă îi baci cal în față nu rezolv nimic. Pur și simplu îl iei cu mat. Tot mat arab se cheamă și ăsta. Da? Dar dacă îl bați, din nou avem, ca să spun așa, rege la colț, cal la F6 și din nou apare matul. Totul este, în această variantă, totul a fost forțat. De aceea încă o dată ți-am spus că este foarte, foarte indicat pentru tine să ai dezvoltat și simțul detectării variantelor forțate. Da? Când spun și, îți arăt practic că trebuie să știi foarte, foarte multe pentru a juca șah bine. Da, e și frumos, că e și greu. Da? Bun. Din nou aici a zis la prima vedere, ci, Doamne iartă-mă, de mat arab pot să-i dau aici, pentru că nu am ce mat arab să-i dau. Și din nou aici, la siguranța regilor, deci este o poziție de mijloc. De obicei matul arab zici că, și sunt de acord cu tine, matul arab apare foarte des în finaluri, mai rar în jocul de mijloc. Dar uite, acest exemplu este din jocul de mijloc în care negru primește până la urmă matul arab. Deci, ca siguranță de regi, dintr-o dată regele ăsta pare extrem de ciudat pus aici. De ce? Datorită faptului că se află pe F8, nu se află la G8. Cred că a încercat săracul să fugă pe aici, tot încearcă să fugă. Din punct de vedere a celui care e la mutare, albul este la mutare. Din punct de vedere al mărimii armatelor, observăm că negru are o piesă ușoară în plus. Deci negru are un cal și doi nebuni și albul nu are decât doi cai. Într-adevăr, albul are un pion în plus, dar un pion nu face cât un nebun. Deci dacă nu reușește să-l dea mat pe domnul rege negru aici, sunt toate șansele pentru negru să intre în final, să câștige partida. Cu alte cuvinte spus, tu cu albul aici trebuie să accelerezi, ca să spun așa, atacul și efectiv să fii decisiv. Și din nou aici nu poți să... Trebuie să te uiți atent la toate mutările tale, candidat, că sunt multe la prima vedere care îi spune că, ha-ha, te bat. Dar, de fapt, poți să spui calia pe F7, nemaipomenit. Da, dar calia pe F6, dar după GF6 nu văd matul, că nu poți să-l bați aici, că am un turn la C7, da? Și aici nu numai că ți s-a dus, Doamne iartă-mă, tot atacul, dar ai dat și material. Dar noi cunoaștem matul arab și dintr-o dată albul vede varianta frumoasă în acest caz de mat arab. Dama ia pe F7 direct șah. Ești forțat să bați acea damă doar cu turnul, pentru că dama e apărată din spate de către cal. Dar acum acest cal, pentru că a dispărut pionul din F7, se duce la G6. Cu șah. Tu nu poți să fugi. N-ai decât rege G8 și acum acest turn din H3 îți dă lovitura de grație. Adică nu ne-o dă nouă, îi dă regelui negru, da? Bun. Următorul. Matul la colț sau la corner. Corner sau colții tot aia, adică matul la colțul unei table. Deci regele advers este prins într-un colț al tablei, normal,
regele acolo trebuie să stea în colțul tablei, să fie în siguranță. Dar câteodată, cum este în această poziție finală în care noi trebuie să ajungem, deci aceasta e poziția finală de mat la colț, în care albul pur și simplu mută cal F7, șah și mat. Pentru că întreaga coloană G este sub controlul turnului din G1. Deci asta este poziția finală, da? Cum aici, cine e la mutare aici? Negru, întoarce în tablă. Cum facem noi matul la colț aici? Având în vedere că știm poziția de dinainte, deci, dar hai să nu ieșim din tiparul nostru, care vreau totuși să vi-l întipăresc cât de cât. De siguranța regilor. Regele alb este nesigur pentru că are lipsă o groază de păturică. Pe când regele negru putem spune că este foarte sigur. În plus, dacă te uiți, cine e la mutare? Negru, da? Dacă ne uităm la armate, sunt egali. Damă, damă, cal versus nebun, două turnuri, două turnuri. Deci, practic aici, dar faptul că negru este și la mutare și regele alb este nesigur, deci, exact ca în varianta de exemplificarea matului la colț sau la corner, deci avem un turn la G5 care controlează toată linia G. Deci de ce nu pot să-i dau șah cu calul la F2 datorită acestui turn din F1? Deci dacă încerc să-i dau direct cal F2 șah, să zic mat, turnul din F1 îmi bate calul și râde de mine. Nu-mi place. Și atunci pur și simplu negru îi elimină turnul. Șah. Și acum calul poate să vină în fanfar la F2 și să zică șah și mat. Da? Bun. Matul în morfi. Aici albul este la mutare. Este dat, este identic, aproape identic, cu matul la corner, din această poziție, cum se vede. Pentru că din nou turnul stăpânește linia G, dar spre deosebire de matul de la colț în care șahmatul este dat de către cal, aici este dat de către nebun. Șahmat, da? Cum dăm mat aici matul morfii? Foarte simplu. Deci în primul rând ne punem turnul pe coloana G, îi dăm un șah. Nu are decât rege H8 și urmează nebun F6 mat. Într-un fel este un mat foarte simpatic și ușor de înțeles acest mat. Încă o dată observ din nou un exemplu foarte clasic și clar în care armatele existente pe tablă nu au nicio importanță atâta timp cât regele negru are păturica spartă și este total în nesiguranță. Pentru că dacă te uiți la armate, poți să spui că albul are o damă în plus și o calitate. Are o damă și o calitate în plus, dar nu îl ajută cu nimic în acest moment. Da? Următorul exemplu. Și uite, doar uitându-mă aici la poziția asta, ia fi atent aici. Eu pot să, din asta chiar, uite, făcând un exercițiu așa, pot să-mi dau seama cam cum a fost această poziție cu două mutări înainte. Ia fi atent aici. Cred că poziția asta a fost în genul acesta. Dacă mă crezi. Fii atent aici. Cred că poziția asta a fost așa. Cu albul la mutare. Și cred că e mai curat exemplul ăsta, ca să înțelegi, că ăla era prea ușor. Deci aici, albul fiind la mutare, zici, mamă, am atac. Am o calitate minus. Normal aici, dacă ești găinuș, îi bați cu nebunul turnul și îți iei calitatea înapoi, nu? Chiar. Și aici armatele sunt egale și faci remiză, că nu o să mai ai niciun atac nimic.
Dar dacă ești familiarizat cu matul uretic, precis asta, cred aproape 100% sunt convins că asta e poziția. Deci, practic, aici Albu a jucat damă F6. Observi? Și ți-a menis mat la G7. Deci, singura ta scăpare chipurile de mat, nu ai decât să bați dama asta. Dar acum ajungem în poziția aia, ajungem. De șah și mat, nu? Da, foarte interesant. Eule, ce făcui? Bun, suntem tot la matul morfii. Așa. Următoarea. Din nou matul morfii. Murfii. Din nou este foarte simplu. Deci la prima vedere vezi cât de important e și ăsta. Și într-adevăr apare des și matul morfii. De siguranța regilor. Regele negru, deși a făcut rocada aici, este nesigur pentru că are păturica spart. Cine-i la mutare? Din nou foarte important. Albu-i la mutare. Pentru că dacă ar fi negru, pur și simplu mi-ar închide bateria asta, damă nebun. Vezi? Deci eu am o baterie, damă nebun, foarte puternică pe diagonala asta. Da? A1H8. Deci dacă aș fi cu negru, uite să zicem că fac o mutare normală, rocadă mare. Ăsta pur și simplu îmi joacă pion E5, mi-a închis diagonala, nu mai am ce juca. Dar dacă ești prădător aici și cunoști matul morfii, pur și simplu îi dai un șah. Și aici tu cu negru te afli în fața unei dileme care de fapt este de nerezolvat. Ai ori să-i bagi cal în față, ori să joci rege H8. Dar observ următorul lucru. Dacă îi bagi cal în față, pur și simplu îți bate calul cu șah, adică cu tempo, șah mat. Da? Și atunci negru aici precis vede chestia asta și zice pe las că mă duc la H8. Pentru că nu pot să bas cu dama în F6 că e apărat de calul meu pion. Da, dar totuși eu am două bătăi. Deci albul poate, simplu, da? Și după cal F6 din nou șah și mat. Următorul exemplu, tot matul lui Morphy. Siguranța regilor. Regele alb este în siguranță. Deși are un pion la F4 mutat și zici că asta e slăbiciune, da, dar în primul rând e apărat de turnul din G3. Cine e la mutare? Albul. Foarte important. Că dacă e negru, pur și simplu îmi închide diagonala nebunului. Armatele, cum sunt? Păi negru are o armata mai mare pentru că el are o damă contra nebun. Dar acum când te uiți la poziție și cine e la mutare, ne dăm seama că regele ăsta negru este complet în ploaie. Și totul e să știi cum să-l dai mat. Pentru că dacă joci corect aici, regele negru nu scapă. Deci primul lucru este foarte simplu. Turnea pe G7 șah, pentru că acest turn este apărat din spate de către nebunul din aum. Neputând să-l bați, n-ai decât rege H8. Dar cum se pune marea întrebare? Pentru că poți să spui, mamă, îți dau șah prin descoperire de la nebun. Da? Tot să muți pion în față și o să-ți bat. Îmi iau dama înapoi. Da, dar tot rămâi cu material în minus. Și tare mie că pierzi partida asta. Pierzi acest final. Și atunci tu cu negru, tu cu albu, trebuie să te gândești dacă nu cumva ai ceva mai bun. Și de fapt aici ai ceva mai bun. Ia fi atent aici. Deci după rege H8 îl iei pe ăsta cu șah.
pentru că de fapt acest pion venea la F6 și michidea mie diagonala nebunului. Rege la G8, deci nu uita că regele e în șac de la nebun, da? Deci aici nu poți să-mi bați turnul că ești în șah de la nebun, da? Deci rege G8, din nou șah, ce e asta? Morișca, da? Din nou aici, și acum, oriunde duc de fapt acest turn pe coloana G, mai puțin G8, deci pot să-l duc la G6, pot să-l duc la G5, la G4 sau la G3, oriunde duc, el nu va avea decât o mutare. De fapt, regele negru este mat în două mutări. Albul poate să joace la Oha, turn G6, șah. Și după damă, după turn F6, că e cam unic, am mat. Deci, vezi, aici tot mecanismul albului a fost întâi, înainte de a face acest mat al lui, ca să spun așa, al lui Morphy, să scape de pionul din F7, da? Bine, Sophie, este ora 6. Ne vedem mâine la club. Sper că a fost o lecție frumoasă. Și să știi că și sâmbătă, s-ar putea și duminică, face multe poziții tipice de mat. Cu cât cunoști mai multe poziții tipice de mat, o să ai două mari beneficii. În primul rând, îți îmbunătățește instinctul de prădător, un lucru foarte necesar într-o partidă de șah, da? Și cunoști cât mai multe poziții, da? Bine, hai, te las. O seară plăcută în continuare, e ora 6, da? Pa, 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 pa!